cauza greutății, direct sau indirect, dacă Dea urmărește 10 lucruri pe care fetele plinuțe le aud mereu. Mai ușor cu salata aia, nu crezi că e prea mult? Adică tu ești la dietă și mănânci de 5 ori pe zi, ai mâncat acum 2 ore, deci tu mănânci de, nu știu, 4-5 ori pe zi, până la mai ai mâncat un măr. Deja e mult, mult. Păi da, cam toată lumea spune că e mai sănătos să mănânci de mai multe ori și mai puțin cât să nu te saturi, decât să mănânci o dată sau de 2 ori și să nu mai poți să respiri. Dar ce bine arăți! Te ține bine bărbatul, nu? Și mai povestește, cum e în Germania? Ai ce mâncare acolo, nu? Sunt o grămadă de bunătăți, dulciuri, alea. Păi, na, mănânc și eu ce mănâncă toată lumea. Ia uite-te la varăta, uite, ce bine arată. Nu vrei și tu să arăți ca ea? Da, într-adevăr, o admir, arată super bine, dar nu-mi place să mă compar așa cu nimeni. Dar ce mai faci? Nu ne-am mai văzut de atâtea vreme, mi-a fost așa de dor de tine. Dar nu era mai slab ultima dată, parcă te mai îngrășat puțin, ha? Ha? Roxana, deci fii atentă, am găsit o dietă atât de faină și de ușoară, e foarte interesantă și am auzit că multă lume a slăbit cu ea, deci poate vrei să încerci? Da, mulțumesc că îți faci griji pentru mine. Ești cam plinuță și ai fundul cam mare. Lasă, nu-ți face griji că și mama ta a arătat așa în tinere, se men sigur pe ea. Nu mai spune. Ia-ți mama și tu haine, mai lași pe tine, uite că nu-i frumos, se uită lumea, se vede tot. Tot se vede. O, știi ceva? Să fac ceva pe lume și pe ăla care nu are loc de mine. Hm? A, scuze. Credeam că ești însărcinată. Du-te. Cam acestea au fost cele 10 lucruri care nouă fetelor plinuțe ni se întâmplă foarte, foarte des. Sunt sigură că dacă și tu ești plinuță, ți s-a întâmplat asta măcar o dată. Numai când te duci la sat și vezi toată băbărimea aia pe bancă, cum vorbește, te oprește când te duci la magazin pentru bunica să iei un praf de cop. E într-adevăr o plăcere să stai să vorbești cu ele. Ca să nu mai zic de vânzătoarele de la magazinele de haine care fără niciun regret îți aruncă așa ceva de genul nu avem bani pentru dumneavoastră, îmi pare rău, poate ar trebui să mai slăbiți. A, și să nu uităm de prietena aia foarte bună care cunoaște toate rafturile de dulciuri și mâncare din străinătate, de unde stai tu, chiar de unde stai tu și știe tot ce mănânci, da, tot ce mănânci. Alteori și neamurile care nu uită niciodată să te compare cu X, Y, chiar poate sora, verișoara și bla bla bla. Bun, mă bucur că ați stat până la capăt, cam asta a fost, mă bucur că mi-ați urmărit oful, ca să zic așa. Din păcate, nu, din fericire, pardon, lucrurile astea nu mi se mai întâmplă acum, nu mi se mai întâmplă de mult, mult timp. Asta mi se întâmpla foarte, foarte des când eram acasă și când stăteam încă la bunici, când stăteam încă la mine acasă, când stăteam și la sat, da. Acolo mi se întâmplau cel mai des, adică majoritatea dintre lucrurile astea mi se întâmplau acolo cel mai des. Și de asta nu o să le uit și nu o să le iert niciodată pe babele alea cenzănitoare de la colțul străzii de pe bancă. Nu uitați să mă urmăriți pe Facebook, Instagram și Snapchat, toate adresele le găsiți acolo jos. Abonați-vă dacă nu sunteți deja și ne vedem la un nou clip. Ciao!